Dezvoltare emoțională prin teatru înseamnă că urmărim dezvoltarea copiilor și adolescenților printr-o metodă atât de complexă cum este actoria, fără a avea ca scop să scoatem actori din acest demers. Interesul nostru este să lucrăm cu emoțiile copiilor și să dezvoltăm ceea ce ei nu au de fapt, și anume curaj, creativitate, capacitatea de a vorbi nestingeriți și așa mai departe. Atelierul de dezvoltare emoțională funcționează în două orașe, în Brăila și în București, în cadrul Academiei de Teatru Elisabeta. Diferit este faptul că metoda este una pur psihologică, iar mijloacele folosite sunt din arta actorului. De aceea, cursurile sunt susținute de un psiholog care la rândul său a studiat actoria și astfel accentul este pus pe latura psihologică. Aici este partea cea mai interesantă a proiectului nostru. Practic, în prima parte, adolescenții învață prin foarte multe aplicații conceptele mari din actorie, iar apoi prin tehnici de improvizație și metode specifice scriu practic scenariul unei piese de teatru. Astfel, toată munca lor va fi încununată într-un spectacol scris chiar de ei la finalul acestui demers. Deci după ce s-a liniștit avionul, cam trebuie să numeri tu, care ești prima, cam 10-15 secunde. Întâlnirile au loc o dată pe săptămână, timp de 2 ore, și se stabilesc împreună cu părinții de obicei pentru a putea mulțumi pe toată lumea. În București, la Teatrul Elisabeta, pe durata săptămânii, și la Brăila, în weekend, la atelierul de dezvoltare emoțională Advice Art. Vă puteți deja înscrie în grupele noi pe site-ul nostru www.advice.ro sau la telefonul afișat pe ecran. Înscrierile sunt deja în curs de desfășurare atât la București cât și la Brăila, la categoriile de vârstă 13-18 ani și adulți. Vă așteptăm așadar cu mult drag din luna ianuarie a anului viitor.